Bine ați venit în Mlaștină. Nu, nu ne aflăm în Amazonia, nici măcar într-un drum comunal din județul Timiș. Pur și simplu aceasta este Timișoara zilei de astăzi, unde timișorenii sunt nevoiți să treacă prin Nămol ca să poată să ajungă la destinație. Odată cu înrăutățirea condițiilor meteo, s-au accentuat și mai puternic și alte aspecte ce țin de administrația locală. Întârzierea finalizării lucrărilor la Parcul Copiilor din municipiul Timișoara nu numai că a înghițit mai mulți bani decât era preconizat inițial, dar a creat dificultăți și pentru timișoreni. Astăzi, printre numeroși timișoreni care au trecut pe lângă Parcul Copiilor, s-au aflat și domnișoare pe tocuri, care s-au trezit cu surpriza ca, într-un oraș care se cere civilizat, să fie nevoie să treacă printr-o zonă similară tranșeelor din Război după ploaie, ceea ce pentru alții ar putea părea o banalitate, pentru cei care au traversat astăzi zona cu pricina, cu siguranță nu a fost. Cei grăbiți probabil au întârziat la punctele de destinație încercând să evite zonele cele mai noroioase. Alții și-au murdărit încălțările complet neadaptate condițiilor neașteptate de pe traseul cu care probabil erau obișnuiți și care astăzi arăta mai mult a Mlaștină. Oare când s-au alocat atâția bani și timp pentru punerea în funcțiune a Parcului Copiilor, asemenea situații nu au fost întrevăzute?